8:30 și spun bună dimineața lui Cristian Lăcraru de la școala IT.ro. Bună dimineața, Cristian! Bună dimineața! Pau, ce-mi place vocea asta de dimineață, luni dimineață, înseamnă că ai avut un weekend plin, plin de relaxare. Weekendul ca weekendul, dar energia vine de la temperatura de afară. Nu știu, când văd 22 de grade după ce am avut 39, am așa o energie, mă simt altfel, mă simt mai cu viață, așa, pentru că mi-am pus baterii noi. Ce fain! Da, și după furtuna de aseară, cred că trebuie să ne obișnuim cu astfel de fenomene. A fost... Am crezut că zburăm cu totul. Da, seara a fost nebunie. Bun! Hai să ne întoarcem la nebuniile noastre, Cristian. Astăzi vii cu o aplicație nu tare dragă părinților, dar ai spus provocare să fie, provocare. Te rog. Uite, m-am gândit că fiind vacanță, ești tentat să... Poate că ești tentat să lași copilul sau copiii mai mult pe telefon, să spunem. Stai și tu pe plajă sau stai și tu la o terasă, zici, ok, lasă că e vacanță, poate Corect. Să se mai joace puțin, să se mai uite și așa mai departe. Însă, vin cu o provocare și pe care am încercat-o pe pielea ta. Da, exact. Uite, poți să dai o căutare, să zicem, în Play, pentru cei care au Android, da, de exemplu, după Screen Time. Screen Time, da. Acolo vei găsi multe aplicații. Nu am căutat neapărat una anume, pentru că fiecare face nu neapărat același lucru și poate că vei alege de acolo ce anume vrei să vezi. Da. Așa că te lăsăm pe fiecare să-și aleagă care aplicație ar fi mai potrivită. Dar de ce lansez, să spunem, provocarea asta? Te rog. Pentru că odată instalat o astfel de aplicație, da, de cele mai multe situații, vei putea vedea timpul petrecut pe ecran, detaliat pe, să spunem, alte aplicații. Cât ai stat pe WhatsApp, cât ai stat pe YouTube, cât ai stat pe internet fast browsing, cât ai stat pe telefon. Ce am descoperit este că, așa cum ți-am spus, fiind tentat să lași copiii să stea mai mult, în momentul, la finalul zilei, când te uiți să vezi ce s-a întâmplat de fapt pe ecran, dacă te uiți, îți dai seama că vacanța asta ar trebui să fie către apă, soare, nisip, pentru că uitându-te acolo s-ar putea să vezi un număr de ore cam mare. Dar nu-ți dai seama de asta, pentru că timpul fiind vacanță, timpul trece repede, stai la terasă, bei un suc, mănânci o înghețată, în timpul ăsta ecranul telefonului e folosit de cineva. Dar stai un pic, Cristian, că tu vezi partea goală a paharului. Nu știu de ce ești pesimist în această dimineață. Dacă te uiți și zici 5 ore a stat pe telefon copilul, mamă, 5 ore am fost liberă sau liber la mare. Păi 5 ore, deci nu visez chestia asta. Da, deci poți să o vezi și așa. Se întâmplă să ajungi la 5 ore, știi? Pentru că tu știi foarte bine că nu e ok. Dar zici, încă puțin totuși să mai stau, să dar mai de ce să nu fie ok, vezi? Continui să spui că nu e ok. Eu spun că este ok, domnule, știi, vacanță, lasă, ai și tu. Ce să facem dacă telefonul a înlocuit bunica, bunelul și alți oameni care ar fi trebuit să fie în jur când tu să stai să te relaxezi, să faci tu o baie, fără să-ți ții pe copilul în urechi și așa mai departe? Vezi? Asta este. Eu știu un telefon. Că învață și engleză. Eu știu că e greu de acceptat, da, dar instalează-ți aplicația asta și ne auzim vineri din nou. Da, ia spune-mi tu ce surpriză ai avut. Tu ce surpriză ai avut? Surpriza asta să, acum pe bune, să-ți instalezi pe telefon aplicația asta și să zici, băi, am încurcat-o, mamă, l-am lăsat pe ăsta 6 ore pe telefon sau, nu știu, 3 ore pe telefon. Wow, ar trebui să-mi spui numărul la loto, pentru că 6 ore au fost. Cum adică? 6 ore? Da. Bine, gata, joc la loto, 10% ție. Și de asta am zis, ok, trebuie să știe toată lumea să instaleze o aplicație de genul ăsta, pentru că după cele 6 ore am ajuns la o oră jumate din a doua zi. Mamă, și săracul copil cum a fost? Cred că te-a urât cel puțin 3-4 zile. Nu, pentru că văzând câte ore au fost în total, și-a dat seama că nu e ok. Da. Și am ajuns a doua zi la o oră jumate și apoi am reușit să stabilizăm așa sub o oră jumate. Da, mi se pare foarte... Dar nu are mult pentru vacanță, să știi.
Nu mai pentru vacanță, ci și pentru ochii lui. Le spuneam ascultătorilor că am fost acum cu o lună în urmă la oftalmolog. A fost prima vizită pe care am făcut-o cu Ana. Și femeia ne-a spus, noi cumva lăudându-ne că nu avem televizor, a zis, mai bine aveți televizor decât să le dați ecrane mici copiilor, mai ales la vârsta asta, știi? Că le mai dăm, da, na, telefoane. O altă distanță, o altă diagonală. Da, se chinuie foarte tare să vadă, mai ales Ana clipește foarte des dacă se uită, nu știu, o jumătate de oră la telefon, la poze, că îi place să se uite la poze, începe să clipească foarte tare, odor ochișorii. Da, uite, aplicația asta poate fi un declanșator și pentru părinte și pentru copil. Pentru că până la urmă, dacă ați plecat în vacanță împreună, stați împreună. Da, corect. Ce fain. E fain sfatul tău. Ar trebui ca un jingle așa să te înregistrezi pe bune. Radio ITBT. Stați mă împreună dacă toți sunteți împreună. Nu, că ar să n-a fain. Dacă vrei și pauză, găsești titlul câteva zile și pleacă doar cu soția într-o vacanță pentru că e nevoie și de așa ceva. Da. Dar revine, ați plecat împreună, vorba aia. Cristian Lăcraru de la școala IT.ro, îți mulțumesc pentru intervenția ta și te aștept cu alte provocări vineri, da? Ne reauzim. Și acum Delia, eu vreau la țară fără telefon.